O să vă arăt ce se întâmplă în cazul în care sunt focuri. Știți că focurile astea foarte faimoase care au loc în Statele Unite și în Grecia, uh, când s-a spus că au fost niște incendii naturale, în natură, și pur și simplu s-au distrus casele și, și, și cartierele și așa mai departe. Asta este ce s-a întâmplat în California, în 2017, ce vedeți aici. Și primul lucru care este impactant, pentru că asta este chestia, deci oamenii nu se gândesc, Cea mai mare majoritatea oamenilor care se uită la video și care trăiesc în ziua de astăzi, nu se gândesc de două ori când vezi cum casele au ars, cică, au ars și vezi cum că sunt parcele verzi și tufișuri și copaci care sunt lipiți de case, de fapt, și au rămas întregi. Deci, și aici să vă arăt ca să vedeți care este culmea prostiei. Deci asta este casa care deci că s-a dărâmat din cauza focului, dar s-a dărâmat în așa fel încât nu mai rămâne nimic, pentru că de obicei o casă de genul ăsta se dărâmă dacă este doar făcută din lemn, Dacă casele astea erau făcute și din bolțar, bolțari, și din piatră, și din cărămide, deci nu doar din lemn. Și oricât de mare ar fi fost focul respectiv, tot rămânea ceva în picioare. Asta arată ca și cum ar fi fost dat afară, ca și cum ar fi fost distrus din cauza unui laser sau unei bombe sau unei arme de energie direcționată, cum se numește în engleză DEW, Direct Energy Weapons. Și asta este clar, pentru că vedeți, copacii ăștia de aici, de exemplu, nu sunt arși deloc. Deci, pur și simplu, normal ar fi fost ca focul să se extindă, pentru că este normal că este lemn și frunză și să ia foc absolut tot. Nu, de pur și simplu totul s-a dărâmat așa de frumos ca și cum ai fi un... ca și cum ar fi un puzzle, un puzzle și aici, de exemplu. Deci rămâne în picioare copacul ăsta și parcelele respective și aici totul se distru... Deci astea de aici la fel rămân în picioare și în rest totul este distrus. Asta, poza asta, de exemplu. Deci în centru, au rămas niște crengi. Crengile astea, dacă era focul cu adevărat, erau carb carbonizate, deci erau, erau morte. Nu mai erau crengile uscate nici măcar atât. Crengile s-au uscat din cauza undelor, din cauza undelor de energie care au străpuns direct și care au afectat doar clădirile peste care a fost pusă energia respectivă. Deci e, e clar când te uiți, practic, și copacul ăsta aici și parcelarele verde și aici, deci... Vezi copaci care n-ar trebui să existe, n-ar trebui să fie acolo dacă ai fost un incendiu total, deci cum ar veni incendiu e selectiv, alege să distrugă casa care arde mai rău decât un copac și copacul rămâne în picioare și arba și aici. Deci, deci focul aici, foc aici, merge focul direct, pe stradă nu este foc, Se vede clar că strada nu este afectată de foc, nici stâlpii, nici parcelele verzi, da? aici distrus, aici distrus și în fine, deci este pur și simplu o chestie care îți dă de gândit de multe ori așa trebuie doar să, dacă nu vrei, nu-ți dai seama să nu accept pentru că ți-e frică. Și mașinile, mașinile astea arată la fel ca și când erai în zonele de război. În zonele de război unde cad bombe și unde se folosesc arme de microundă, așa arată o mașină. Când se, se vaporizează cristalele și rămâne așa metalul ăsta și roțile, asta este din cauza ca... deci curios, mașinile astea care sunt în copacul ăsta arată de tot jalu, dar copacul respectiv și iarba verde au rămas intacte, deci au rămas perfecte, la fel ca și cum nu s-ar fi întâmplat, întâmplat, întâmplat absolut nimic. E un fel de chestie care uneori te întrebi, um, chiar cred, adică, în fine, ce am să demonstrez cu chestia asta este că Știți că au fost în Statele Unite incendiile în toate orașele. În secolul XIX, undeva la 100 de incendii parcă au fost în Statele Unite în care s-au distrus orașele. Deci orașele au făcute de în piatră și clădirile respective. Și în Rusia la fel a fost în epoca lui Tartaria, în secolele XVIII-XIX. Cu asta o să spun că în acele secole, la fel ca și astăzi, erau arme. Deci în secolul XVIII și XIX, la fel cum a spus Napoleon când a fost în Rusia și generalii respectivi au spus că în cer, din cer cădeau arme, erau lumini și era radiație. Deci erau folosite cineva atunci, în secolele 18, 19 și 17 și înainte a avut arme. Din au fost armele. Ca și cum deci știi, mai chestia este că oamenii nu vor să accepte pentru că este scris și în Biblie și în cărțile legendare din Vedas, din India, este scris clar că ăștia se băteau pe ceruri cu armele, aveau OZN-uri sau nave zburătoare și atunci evident că totul este dat adevărul, este dat întotdeauna pe față, doar că nouă ne place să, în general, să ne uităm așa invers, ca să nu accepți ceea ce este clar. În orice caz, când vezi este asta, e, deci e de la sine vine, așa mai știți cu toții cum s-a întâmplat în Tartaria, în America, în Rusia, când în acele vremuri când dintr-o au dispărut orașe întregi, pentru că un oraș din piatră, clădirile alea mari din piatră, din tone de piatră, granit, bine tăiat, nu ard cu foc natural din lemne, ard dacă temperaturile respective sunt artificial făcute cu focuri mari artificiale, plasmă, laser, etc. Și cam atât.